cred că master. A, cred că s-a dus să facă de mâncare micul dejun, să băr. Kermeză de fiesta. Răspuns final de fiesta. De fiesta, răspuns corect. Mă, ce zic? A doua întrebare. Care este genul de muzică în care activează celebrul... Ce faci, bre, legonit? Au. Ha? Legonit? Te ajung eu să aud întrebarea. Răspuns e ce? Final, check, păi ia, 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 fii atent că a pus pe mut. Ia. Zi repede, care este genul de muzică e în ce? Care activează celebrul ce? Kenny Rogers? Zi repede. Ce? Ia să vedem ce ia, ia. Este, mă, să moară. A zis ce, da, e bine. Normal. Legonii, bre, ce-ai făcut zi acum? Cu cine? Cu cine să gândesc? A, deci a plecat ele dinainte, s-a dus cine la mucă. Cine să plece? Nimeni, Brenny, iartă-mă, iartă-mă pe mine, a scăpat să moară mama. Ce să plece? Nimeni, Brenny, nimeni. Cine să plece? Era Maria cu o fată, Madalina sau... Așa? Nu erau știu aici? Cum o chema. A, da, și-a dormit la mine, Brenny, în cameră. Mă, care e aici? Nu e nimeni. Nu e bre nimeni. A plecat. Da, auzi? Ce? Ce bre? Te-ai apucat de fumat? Nu. Păi și atunci ce miros asta țigări aici? Au luat fumat în casa astea, oleu. Iartă-mă bre, o să aerisesc eu. Păi am mai ieșit deja, dar încă mai putea. Cred că Madalina sau cum o cheamă pe aia, cred că aia a fumat, că Maria nu fumează, bre. Ai ținut petrecere aici? A? Ai ținut petrecere aici? Nu, doar am dormit atâta. Aha. Da. Și mă gândeam că vii și tu acasă, bă, băbărdești și tu ceva și după aia plecăm pe unor. Dar nu e. A plecat. Maria probabil s-a dus să facă striptease să se dezbrace pentru bani. Așa. Și cealaltă nu știu ce face, cu ce se ocupă, nu știu ce face. Cred că tot așa. Bre, am primit un... Bă, dar nu știu ce am astăzi. E de la muște, bre. Că a tras... E de la muște. Am primit un cadou șmecheră de tot să mă rog. Vino să vezi. Deci, bre, hai să te bagă cea să dau un info cum ar veni. Știi că, bom, de la Maria, cine? Maria. Robert. Așa. Știi că Maria să când băbărdește pe bani așa cu lumea. Da, cu e curvă, asta. Da, da, da. E târfă. Așa? Așa. Și a făcut bani, bre, și mi-a cumpărat eu. Ce ți-a cumpărat? Vino să vezi că nebunești. Ție ți-a cumpărat? Mie, da. Dar și pentru tine, adică eu nu e problemă la mine, ce zic? Ia. Și ai voie și tu și eu. A? A vopsit gardul, ce-a făcut? Nu, după gard, mai încolo. A. E? A vopsit garajul. Nu, bre, nu garaj, bă, dă-i urbă ăsta să bat. Te-a luat bătrânețea, ți-a luat mințile și vederea, bre. Uite, bre, mașina asta, o vezi? Pe cine e aici? E a mea. Mai e cineva cu noi? E a mea, e a noastră, cum ar veni, că e și asta, nu e problemă. Uite că am ieșit de scuț, băgăm ești. N-are nimic, a venit cu a bre, oleu. Bă, e frumoasă, bă. Dar trebuie să o înscriu. Trebuie să merg cu ea să o înscriu și... Na. Păi și acum vine iarna, ce mi-e... Ce ți-a cumpărat mașină? O băg, bre, pur băgai, nu e problemă. Vine iarna, o țin în garaj. Că de asta avem garaj. Dar așa, când mai merge o lună, două, când o ninge de-astea, merge, bre. De ce... E Porsche. A, e Porsche. E Porsche, să moară dar mama. Dar e din asta veche.
E veche, bre, dar nu oricine are de asta. E porci spețer de la la că scrie pe aia. Spețer. Spețer. Sped înseamnă că e rapidă, dar ea nu e rapidă. Era rapidă în anii când era ea atunci. Uite, Porsche... 1600. 1600, da, da. Că 1600... Nu, atunci o fie fabricată sau 1600 de cai, nici eu nu știu. Ce șurubuleată pe aici așa? Așa te fie ea? Așa e ea. Că așa era pe timpul mașinii vechi. Dar e întreținută și cât e brea asta. A fost la Neon cu ea să vezi dacă are toate, dacă nu e... N-am fost la Neon, trebuie să mă duc să-mi schimb și eu. A fost doar ca să iau niște bări. Că uite, am schimbat eu bara de aici și după să i-am pus niște de la alea antiloviri. Și bara spate și am băgat un ăsta aici, că n-are port bagajul mare. Și vreau să mă duc la Neon să schimbe culoarea la mașină, că nu-mi place roșu. Roșu ar fi mers pe Ferrari dacă era, știi? Da, da, da. Dar pe borș de ăsta nu mergi. Și o fac altă culoare, bre. Și cu alte genți, ca să te ieși. Asta nu se deschide de aici, doar de formă, sau? Să deschide, să deschide, da, da, da. Da, nu le las, așa. Da, e prinsă cu... E drăguță, e drăguță. E prinsă cu curele, ca așa era înainte. Aha. Are două curele. Vrei să dăm o tură, nu e problemă. Hai de așa, da. Hai. Trebuie să-mi pun, pot să-mi pun, să-mi pun părării aici, să nu se ducă dreacu, că... Bagă ciocolul. Am geamantan. Ăla e porbagajul, cum ar veni, știi? Porbagajul de ăștia, așa să văd acum aia. Nu mai ia? La sfert, la sfert. Niciun stres. Nici o emoție. Păi dacă o ținem pe asta, poate să fie din aia, să... De muzeu. Mașină de muzeu de duminică cu barbe. Da, da, da. Asta e ceea ce e lemn înăuntru sau nu? E lemn de... din pădure. Că din altă parte nu o să fie, vrei. E lemn, dar e lemn de la scumpul. Da, da, da. Că nu băga aștia de la Porsche lemn ieftin, îți dai seama, știi? Și tu ce mai zici, bre, cum mai merge treburile? Ocupat pe la asta, pe la... pe la primărie. Așa? Cu acte și din astea, nu ceva... Cu acte, cu dare. Aia și în fiecare zi. A. Unde mergem acum? Nu știu. Unde a, dăm o tură, ai zis, da, da. Da. Geamantonul e prins bine în spate, da? E prins cu niște tale de cauciuc. Niște benzi din alea am găsit și eu. Dar n-ai nevoie de permis special pentru asta, nu? Sau? Adică? Păi nu știu, poate alt model sau... Nu, e mașina, bre, normală. Aha. Frână, accelerația, bre, schimbătoarea e... Ce volan? Și... Dar întoarcere mi-o dai mie să o conduc și eu. Ce dau să mă armă, mă, nu e problemă. Și mă gândesc să o, s-o dau, dar nu acum. După ce o fac și maker-o, s-o dau pe alta și mai veche. Vreau să am cea mai veche mașină din oraș. Așa? Care e cea mai veche? Nu știu care. Vechi? Ah. Am văzut eu una, bre, mă, mă știi cum era? Vezi cu viteza pe aici, vezi și eu, ia uite, vezi, s-am zis, vai de ca, era să murim. Făcearați pume! Am văzut una, brei, era așa neagră, și ziceai că e ca de mafioți. Așa. Nu știu ce model era, și era așa, de-aia de mergi cu șofer. Da, e ca și cum ai avea șofer, cred că am luat-o greșit. Și pe dublă cotină. Păi ce? Întoarce-mă aici. Bagă, bagă aici, repede. Era de-aia, bre, de mafioți din filme italiene vechi. Și părea că e așa. Hai că mergem mai bine. Și părea că e așa.
The Mafioso. Filme italiene vechi? Da. Cât, da, cât de vechi? Nu știu, d-alea cu gafadă, cu astea. Ah. Îți știi pe ăla cu gafadă, cu pisica pe genunchi? Da, da, da. Avea el o pisică. Da, și avea ceva, avea niște... ceva, niște pungi în gură sau ceva, nu? Parcă avea, nu știu, că avea... Da, 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 da. Avea, avea așa gușa mare. Avea așa, fălcile, bă, bre, umflate. Da, da, da. Hai că de aici conduci tu, bre. Cheilie în contact. Da, e bine, frumos. Da. Ce e bine, frumos? Mașina, mașina, zic, e... E îngrijită, bre. Nu mai tura așa, bre, că moare. Are asta tare, ce vrei, avem reajutare. Doar până la jumate, cât cuplează. Moară, fără mea, deci că ți-am dat avion să conduci, vrei să te minte? Aia că avionul era șmecher, bre. Mamă, cum e frâna. Are frână, dar nu e... La viteze mici ține bine, dar la viteze mari nu prea ține așa bine. E bine, se conduce, se conduce decent, 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 da. E un pic așa, mai la pedale, obișnuit cu alea mari, ce să... Da, se conduce bine, aolo, bre. Aolo, cu frână, aolo, cum e frână asta. Și cu vorba aia, să mănâncă bine. Și asta, se conduce bine, nu e problemă. Se conduce bine, da, da. E ok. Să nu luăm amendă pe aici. Aoleu, aoleu, aoleu. E, da, e cu frânele un pic. E bine, să mai și ce ți-a dat-o pe asta? Maria. Maria. Aia pe care e Belito, bre. Cine e Belito? Aia pe care e Belito tu, bre. Eu? Nu știi, pe da. A, tipa aia cu afacerile? Aia s-a închidat afacerile. Dar am târât-o și eu, și Neion, și tu. Nu, la 5-a nu mergea asta aici. Aia, dar a plecat crăcănatul, bre, nu mai putea să meargă. Ia, e spate nostru, e spate nostru. Aulei! A, o lună am trecut. Bre, asta nu-i de întreceri, lasă-o mai ușor. Mai ușor? Asta e de plimbat în figuri. Cum ar veni cu ea? Ea a fost de întreceri, dar când era în timpul ei, în 1900 și un pic de tot. Dar acum nu mai e de întreceri, că nu se mai compară. Dacă încerci să mai sun pe Maria. Eu nu cred că răspunde asta, nu se moară. Ce dracu e claxonul ăsta? Așa clansonează ea. Contacte Maria. Așa. Da, da, merge, merge, schimbă, schimbă greu aici, la intră greu în viteză. Mesaj. Mergem spre casă sau mergem pe paleton oraș? Zi repede, zi repede, zi repede. Acasă! Mamă, trebuie să frunez de la curbă. Te pup și mie. Bre, mie este cu dungă din aia sau fără dungă? Păi depinde de ce zici. Îi zic că te pup și mie dor de tine. Păi nu, e cu dungă, e cu dungă. E cu dungă? Deci punem dungă de aia. Dor de tine. Am pus și dungă, e bine. Am pus, am pus și dungă, bre. Mhm. Ai lăsat și tu geamul deschis? De la mașină? Păi deschizi geamul. Păi nu, de la, de la casă, ca să aerisească, că a fumat... biciclenția, sau cum o cheamă pe aia, a fumat în casă, înainte să plece, probabil. A, la casă? Nu am mai deschis geamul. Hai, las că-l dă știi acum. O bași tu în garajul mare, bre? Da, 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 te duci, te las aici, la colț. Aha. De ce treabă, da?
E bine, 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 să știi că... Și gratis, bre! E gratis să vorbim. Păi da. Hai, bag mâncarea, te aștept în casă, te pup! Când o veni alea în casă și o vedere, George! Că ele doarme cu mine și că nu doarme cu el, ca să le facă și el ceva. Nebunește-i! S-aruncă peste noi în pat acolo, nebunie! Aoleu, mamă, ce m-a speriat să moară frații mei! Băi, Maxule, te pup, te pup, m-ai speriat rău de tot ce te mâncă-i? Așa, băia bun, băia bun! E frumos, bă, ce coaie mare are să moară frații mei! Poate în seara asta, Maxule, dacă o veni una dintre fetele alea, în timp ce ele doarme, le bag, te pun peste ele așa să-l ia coaie din gură, bă, Maxule. Hai, du-te în casă acolo, du-te la mine în cameră. Marș! Da. Da, merge focul ăsta să moară mama, dar nu e aici. Moarte! Moarte! Deci. Bun. Da, să duci chicipul ăsta de aici. Asta a plecat cu mașina, nu? Bre, George! Ha? Unde ești, bre? În casă. Da, când ai intrat, bre, când te-am zis? Aoleu! Te-ai doșcălțat? Nu. Da, bre, când vor veni astea, așa, o să-ți fac cunoștință cu, nu mai știu cum o cheamă, dar nu contează, știi? E una care țipă mult. Vorbește ea mai tare așa, cred că are o problemă de să duce la orele din ăla. Că ori n-aude bine, ori nu vorbește bine. Așa. Și vorbește tare așa. Aha. Stăm aici, că o să o sun eu pe aia și poate vine de seară. Mai dă-i drumul ăla, vrei să fii boschetar din ăla. Da. S-a dus la duș, face baie. Poate ștege și el acolo ca de-aia că... A făcut baie și a rămas dungă din aia urâtă. Băi, dar nu răspunde asta, bă, deloc. Și avea și numărul lui la altă, stai așa. Iurica, nu am. Păi, știu că la... ăsta o fi? Ha. Ia să sun. La noi. Mergi. Apelantul nu știu ce, nu poate fi contactat. Bre! Le-am zis la astea că o să facem grătar, le-am promis. Când vor veni. Păi și? Să... N-avem cărbuni, gen cum ar veni. A. Păi, dar ție nu ți-e rușine așa vreun pic să ieși tu așa în prosop de față cu mine? Dar ce, mă, am ieșit în curul goală, am ieșit în prosop tocmai, ce dracu? Nu dai tu prosopul la jos un pic, bre? Vrei? Nu. Întrebam așa, era la mișto acum la noi. Când vor veni alea să-ți dai prosopul jos, să ieși, să închid în... din camera ta, ia uite, domne, vezi, doamne, eu aici eram, știi? Aha.
Vezi să nu intri la mine cameră, da? Ce să fac? Să nu intri la mine cameră, ziceam. A, am uitat deja. Mai ești tu vreo casetă de-aia cu nemți? E, hai că... N-ai, a? De-aia cu șnel, șnel, bitașon! Bag un pornache până atunci când or veni astea. Să nu fiu la primul număr, să fiu la al doilea număr, ca să le țin în carbasan, ca lumea. O vedea când or ajunge el. Până atunci vă mulțumesc, Mihăiță, pentru atenția acordată. Iar noi ne revedem data viitoare. Când or veni alea ca să le babardească ăsta, famul, să le facă treaba, să-i băgă coaie în gură la una dintre ele. Alu Max! Pa!